Suntem la Slobozia, suntem în inima Bărăganului și suntem la prima ediție a târgului Farm Connect, târgul fermierilor pentru fermieri. Și m-am gândit în felul următor, să facem o prezentare, dacă vreți, un pic altfel a acestui târg. Pentru că este al fermierilor, organizat în principal de Asociația Producătorilor de Porumb din România, mă gândeam să facem așa, să plecăm de la sămânță și să mergem pe tot lanțul tehnologic până când ajungem la final, să vedeți și să vă arătăm care este tehnologia care se potrivește la fiecare fază tehnologică, să vedem cum se termină, unde ajunge sămânța aia pentru care am muncit un an de zile și care sunt cei care ajută la mecanismele de lângă, pe lângă fluxurile tehnologice ca această sămânță să crească. Așa că o să începem cu producătorii de sămânță, o să vă prezentăm utilaje, o să vedeți tehnologie nouă, o să vedeți agricultură 4.0, o să vedeți digitalizare și o să vedeți într-un final ce a rezultat din acea sămânță. Și eu zic să putem să-i urăm succes și să încurajăm toate inițiativele. Așa că noi urăm încă de pe acum succes târgului Farm Connect de la Slobozia, din inima Bărăganului. Este prima ediție a acestei expoziții. Așadar, de aici încolo, toată emisiunea o să vedeți, dacă vreți, drumul seminței până la procesare.